Astăzi jucăm Stumble Guys, dar trebuie să ating culoarea care pică din spin, adică avem aceste două free spin-uri, după cum puteți vedea aici, și facem prima oară, deschidem un free spin, ce culoare pică, chiar dacă pică gem înseamnă că trebuie să ating verde neapărat în runda aia, dacă pică Stumble Token trebuie să ating mov-ul ăsta, roz-ul ăsta, habar n-am ce e, tot în runda aia, adică în prima rundă, și dacă pică skin, culoarea skinului, nu a rarității și așa, culoarea skinului. Și da, dacă mai vreți episoade de genul pe Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri pe care vreți să le mai fac în următoarele videouri pe Stumble Guys, ori pe short-uri, ori pe video-uri normale între și să vedem cu prima asta, să vedem ce pică ea. Dacă pică skin, să vedem ce culoare o să aibă și trebuie să o atingem neapărat, dar să și fie în rundă, că dacă nu e, cam nașpa, ia să vedem ce pică, du-te pe skin, te rog. N-a vrut. Deci Stumble Token înseamnă că trebuie să ating move-ul ăsta, roz-ul ăsta, cred că move mai mult, degrabă bine. Așa, dacă stau și-l văd în match, cred că o să-mi dau seama și așa, și hai să vedem în prima rundă cum facem și așa. Prima oară trebuie să atingem mov și vedem și în runda următoare, adică în meci următor, că dacă mă calific în prima rundă acum și pentru următoarele, înseamnă că trebuie să dau la următorul meci, nu la ăsta de spin, și înseamnă că la următoarea trebuie să ating și așa, tot verde, ăsta verde doar, doamne, în fine, ați înțeles voi care e ideea. Mov-ul ăla și așa, și să vedem care o să fie prima hartă, să sperăm că o să fie o hartă bună, o hartă în care găsim și noi culoarea asta, culoarea verde. Păi ce am cu verdele? Uite, mov e perfect, e fix acolo, fix culoarea aia de care am nevoie eu să o ating. Hai că am scăpat ușor aici, o atingem, uitați, e și aici la început. Hai să trecem și așa pe aici, pe el, bam, 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 gata, am atins culoarea. Și acum hai să vedem dacă ne calificăm sau nu. Bă, dar harta asta e enervantă rău. De exemplu, trebuie să fiu printre primii ca să nu să se balanceze astea cât mai bine, să nu se balanceze nașpa când stau ăștia într-o parte și așa, că altfel nu putem să ajungem, deci trebuie să le fac eu repede acum când sunt ăștia așa. Și ia să vedem, trecem și de ciocanul ăsta, bine că nu ne-am atins, ca să ajung cât mai în față ca să nu ne încurcăm aici cu ăștia. Ia, trec și aici, bam, 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 sar în partea asta, nu, 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 așa, bine că l-am căzut. Trecem așa și în partea asta și uite de aici ce e vorba, dar uite, e bine că s-a pus băiatul acolo și pot să sar eu așa. Și hai să trecem, facem și noi o schemă aici, să sperăm că nu murim și așa, că dacă venea oia toți, dar n-avem nicio șansă data asta. Hai să dăm următoarea meci. Băi, ce sunt hackeri? Ăsta hacker, doamne, de ce sunt player de ăștia care sunt boți? De ce sunt boți, așa că nu mai găseam cuvânt? De ce sunt boți? Că ăsta e bot. De ce sunt boți la meciuri normale? Nu se mai joacă lumea Stumble Guys? Gata, s-a dus și cu jocul acesta? Spuneți-mi dacă v-am mai jucat sau nu, că n-ar fi trebuit să existe boți, ar fi trebuit să fie meci full de player normali, la play-ul normal, cum ar veni. Bun, hai să vedem și cu a doua rundă, deci, mamă, e mov, dar trebuie să-i dau de ciocanul ăla, cred că doar acolo e. Bă, ce fac, mă? Am crezut că m-am băguit în ăsta. Hai să vedem, deci, ups, trecem așa. Bă, dar mai ajung și eu acolo sau nu? Că trebuie să ating mov-ul ăla de la ciocan, trebuie să mă ating cu ăla, să-l ating și așa, trecem și pe aici așa, trecem și pe aici așa, 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 și acum trebuie să mă ating de ăsta, să-mi dea un pumn, gata, am atins culoarea care trebuie, acum hai să trecem de ăsta așa și să ne calificăm, mamă, nu cred că mă mai calific, aia măcar am atins. Bun, hai să trecem la al doilea spin, acum să vedem ce culoare pic, hai mă să fie skin de data asta, mă, ar fi să fie legendar, ar fi tare, dar hai să fie skin, te rog, skin, 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 hai cu skin-ul, hai cu skin-ul, nu vrea mă, tot n-a vrut skin, măcar mi-a dat gemuri, măcar mi-a dat gemuri, și fiți atenți să, pot să deschid ceva, na, nu pot, nu pot, asta e 55, ce n-aș pași așa, bă, da, trebuia să fac o ofertă la asta de 55, adică dacă ăsta e 55 când e asta băgată, trebuia să fac o ofertă aici, să fie 25 sau cea de genul, habar n-am, 35 ceva. În fine, hai să vedem, deci a picat verde, nu trebuie să ating verde, ia să ne punem și noi un skin așa verde, ca să fie treaba, pardon, trebuie să ating, nu că nu trebuie să ating, trebuie să ating, hai să ne punem Army Man, hai că am vorbit și așa, hai să vedem Army Man. Ia, hai să vedem ce hartă pică, să sperăm că o să fie verde, că dacă nu e verde, bine, oricum dacă mă calific, trebuie să mă calific și trebuie să ating verde în următoarea rundă, că altfel pierd tot ăsta și... Da, ar fi nașpa, ar fi chiar nașpa să se întâmple așa, să nu fie, bă, da, e verde pe asta, nu e, a, bă, da, e verde, ok, deci trebuie să mă duc în bila aia de acolo, să, ia că trec eu prin partea asta așa, trec așa și ating verde, acum mor pe mingea asta, m-a atins, gata, dar sper că m-a atins cu partea bună, hai că de data asta m-a atins și cu partea aia bună, de data asta chiar m-a atins cu partea verde, nu aia așa deschisă, ok, hai să trecem și așa,
Bă, am îndeplinit challenge-ul, dar aș vrea să mă și calific, să și câștig chiar. Aș vrea să și câștig un match, dar hai să vedem de data asta, nu știu dacă mă calific, dacă mă mai calific de data asta, nu știu, habar n-am. Deoarece sunt foarte mulți în față și eu sunt pe aici, ops, așa trec, sau cred că mă calific, mă. Cred că mă calific, ia să vedem. Trecem așa frumos și trebuie să ajung repede și, da mă, da, m-am calificat fix ultimul, cred că, sau penultimul. Uite, săracul ăsta nu s-a calificat de aici. Ia să vedem și a doua rundă, a doua hartă, sper să aibă verde, dacă nu, măcar oricum am atins, ăsta a fost obiectivul să atingem, am atins gen într-un match, în match am atins, dar hai să vedem dacă o să fie și părul, dar fi tare. Și să sperăm că ne calificăm de data asta, să ajungem și noi în finală, măcar în final, ok, aici nu e verde, deci nu avem cum să atingem și așa, dar hai să vedem, ajungem în finală sau nu, ia, hai să vedem. Trecem așa pe aici, după trecem așa pe aici, facem o de-asta, după facem o de-asta așa pe aici. După facem o de-asta așa pe aici. Bam, bam, bam. Ne-am luat mare pum, bucată de la ăla. Trecem prin spatele ăstui așa. Sunt primul, ceea ce e bine. Hai să vedem. Am avantaj. Înseamnă că eu aș putea să câștig acest match. Primul. Sau, adică să mă calific neapărat. Aș putea să mă calific runda asta. Chiar primul sau habar n-am, nu știu, dar oricum mă calific 100% dacă sunt pe aici. Hai să vedem, sărim așa, am prins ăsta, perfect. Bun, sărim și pe aici, facem o chestie de asta așa, la vrăjeală. Și ăsta e pe jumate, cred că am văzut ceva, cred că am văzut, sincer. Parcă am văzut ceva, e pe jumate, da mă, da, e pe jumate, am avut dreptate. Hai să trecem și așa, bun, pe aici și sărim direct. Bam, a, n-am ajuns din prima, dar era tare, hai să trecem fix aici pe mijloc, pam, pam. Hai să vedem și cu finalelor. Ia, hai să vedem. Deci am rămas ăștia pe aici, ok. Hai să vedem ce hartă pică. Sper să nu fie lavara, sper să fie o hartă de-asta de finală, nu de race. Să nu fie de race, să fie de-asta de eliminare. Laser, bloc, mamă, fix ce am zis să nu fie, dar asta, nu știu, dar habar n-am. Na, hai să vedem ce facem. Dacă mă calific sau nu. Trec pe aici așa. Trec pe aici așa. Trec așa, trec așa, trec prin partea asta, sar aici, dar nu sunt primul, eu ăla în față, sunt ăștia pe aici, suntem cam la egalitate, hai să vedem ce facem. Mamă, e harta aia cu chestia aia unde cădeam eu mereu la final, trebuie să am grijă și așa, să văd ce fac și ia să vedem, trec așa, trec pe aici așa, trec așa, hai să vedem, aștept asta, da, nu, s-a calificat ăsta, din păcate, ai, bă, măcar, mamă, n-am atins verde pe harta asta, cred că, sau ba da, cred că m-am dus pe gelatina aia verde, și aici, de fapt, astea parcă se făceau verzi, habar n-am, nu mai știu sincer cum erau, dar cred că am atins, oricum am atins meciul ăsta și da, din păcate n-am reușit să câștigăm un meci, am ajuns în finala, aproape de câștig, la un pas de câștig, cum s-ar spune și așa, dar da, nu uitați să vă abonați, să dați like, dacă mai vreți episoade de genul, lăsați acolo în comentarii ideile voastre, challenge-uri cu voi, a fost Rafael, noi ne vom revedea la un nou alt episod mâine, pa, pa!